Vă salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 2023! Universitatea Craiova vs. Sepsi Sfântul Gheorghe se întâlnesc în această seară și pe această cale vom simula și noi din nou meciul dintre Sepsi OSK și Universitatea Craiova. Chiar vă invit în secțiunea de comentarii să-mi scrieți un pronostic pentru meciul din această seară. Chiar sunt curios ce credeți și voi. Meciul începe la ora 21 și 30 de minute. Au, stați că aveam trainerul. Gata. Crețu. Hai mă, Crețule. Foarte bine aici. Bayram. Pasă bună către Sergiu Hanca. Sergiu Hanca pasă către Ivan și... Olala, ce ratare a lui Andrei Ivan. O să îl cert. Chiar acum o să-l cert, îi dau un mesaj și îi spun. Cum ai putut să ratezi, Andrei, de acolo? Cum ai putut să ratezi? Cristi Bărbuț, Mitrea, pleacă Ivan, te-am văzut bine Ivan, Roland Nițuli, un portar care mie îmi place, mie chiar îmi place de Nițuli, mi se pare bun, Marcovici, pasă bună către Bayram, gol! Universitatea Craiova deschide scorul în minutul 11 prin Fane Bayram! Avem posesia. Pap, pasă până la Mitrea. Foarte bine Căpățână. Bancu. Marcovici, foarte bine aici. Sergiu Hanca, gol! Universitatea Craiova! Sergiu Hanca reușește să majoreze avantajul. 2-0 pentru Universitatea Craiova. Ce bine a plecat aici Sergiu. S-a infiltrat printre apărarea celor de la Sepsi OSK. Iar Roland Nițuli este în viț. Suntem huiduiți la Sepsi. Foarte bine aici Căpățână, ține de minge. Oh! Ce șut aici a lui Sergiu Hanca. Și a încercat norocul Sergiu acolo. Bine Mitrea. Fostul jucător al celor de la Sepsi. Sepsi. Mitrea, are șut bun Bogdan Mitrea, execuția lui Bogdan Mitrea, trece milimetric. Tudori aici, David Lazar e la post. Bravo Lazarica. Foarte bine aici Bayram, gol! Știința! 3-0 pentru Universitatea Craiova. Fane Bayram este cel care reușește să
asigure un confort al științei. Ce execuție cu exteriorul al lui Fane Bayram. Nici o șansă pentru Roland Nițuri. Nici cea mai mică șansă. Maria Ștefănescu. O, Tudorie! Din nou David Lazar. Avem și noroc. Avem și noroc. Șansa e cu noi. Sperăm că și la meciul băieților să avem șansa tot de partea noastră. Tudorie, rămâne mingea la el! Lazar, a treia paradă și pot să spunem că oarecum este prima repriză a lui David Lazar. Bancu aici, încearcă o centrare, șutul lui Căpățână, trece pe lângă poartă. Mult, mult, destul de mult pe lângă poartă. Sipsi acum. Nice tackle. Și noi batem, mă. Frumos. Au, au, ce greșeală aici. Bravo, Sergiu. Crețu deschide bine până la Bancu. E o acțiune care lui Nicu îi place foarte tare. Hai să-l vedem. ce ocazie aici! Bravo, Mitrea! Crețu aici. Ce greșeala lui Alex Crețu. Dacă extra. Cam exact ca în Anglia. Și aici Tudorie. Foarte bine Bogdan Mitrea. Bayram. Au, 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 unde a dat-o? Scratch-ul imperial, imperial scratch-ul. Bravo, David! Au de poartă, corect. Foarte bine, Bayram, aici! Andrei Ivan, șutul lui Andrei Ivan, gol! Știință, 4-0!
Andrei Ivan. Ce execuția lui Ivan, ce execuție, exact execuția care îi place foarte tare. Cred că Roland Nițuri putea face mai mult de data aceasta. Foarte bine că vă țin aici. Oh, Paulica s-a băgat la speciale. Foarte bine, Crețu aici înaintează. Tudorie Bară! Lăzărică are și noroc în această seară. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această seară înainte de meciul cu Sepsi. V-am pregătit super, super meciul de FIFA 23 între Sepsi OSK și Universitatea Craiova. Le urăm multă baftă leilor și să se întoarcă cu toate cele 3 puncte.